Popescu, Florile Dalbe, normal. Suntem pentru copilitate la 16 și 37 de minute. Avem invitați în studio. Autofan. Cu Dan Vardie la Europa FM. Iaros este o ediție așa, nu întâmplătoare, însă pusă în altă zi față de cum v-ați obișnuit. Nu de alta, dar vrem să tragem linie peste anul ăsta 2022 și să vedem cu bune și cu rele cum s-a descurcat industria auto din România și la ce ne putem aștepta de la aceeași industrie auto din România pentru anul viitor. Suntem și live pe Facebook, pe pagina Radio Europa FM. Salut, Dan, bine ai venit! Salut, Radu, bine te-am găsit și nu numai în România, să vedeți European FM cum România a făcut, n-aș îndrăzi să spun legea în Europa, dar e o mare bucurie să constați ca român că există un domeniu cel puțin, ca să nu pară că ăsta e singurul domeniu, unde România poate da tonul în Europa. Și Radu, mă gândesc să dăm câteva argumente solide pentru care România a devenit un exemplu. În primul rând că piața Europei a scăzut, ultima statistică arată o scădere de vreo 6%, în timp ce România a crescut cu vreo 7%, este una din foarte, foarte puținele țări cu o creștere a pieții auto în acest an. Mai mult decât atât, în materie de electrificare, România, când vine vorba de procente de creștere, este în primele 2-3 din Europa, am avut procente de 500% creștere, eram de departe numărul 1, să zic așa, electrificatorul numărul 1 al Europei era România. Asta pentru că suntem noi foarte buni sau pentru că e loc? Nu, e, nu numai, sunt amândouă. Sunt, da? E un cumul de factori care a condus la acest succes incontestabil. Nu numai incentivul dat de stat, adică programele astea Rabla, care fără îndoială au un rol foarte important. Da, programele Rabla sunt în toată Europa în general, adică nu e numai România singura. Însă, eu am spus-o adesea, românii au început să înțeleagă foarte bine povestea cu electrificarea și așa cum arată statisticile, nu știm decât 11 luni, dar la 11 luni sunt 9337 de unități și vom depăși cu siguranță 10.000, adică cât vorbeam noi, Radu, anul trecut pe vremea asta. Anul trecut pe vremea asta, mi-aduc asta a fost prognoza, așa, deci îndrăznesc să o spun, poate să sune arogant, dar asta e realitatea, e la virgulă ce am spus atunci. Noi am spus și s-a întâmplat. Tu și Gică Popescu, știi? Gică Popescu a spus 3-3 la final. Și așa final, a fost incredibil. Și câștigă Argentina la penalti chiar în emisiunea noastră la Europa FM. Ca să vezi ce înseamnă un om care să pricepe. Mă refer la Gică Popescu. Da. În fine, în afară de treaba asta cu electrificarea, aș vrea să spunem oamenilor că în România se fabrică niște mașini excepționale. Mai multe luni din acest an, 3 mașini fabricate în România au fost în primele 10. Dacia Sandero, Dacia Duster și Ford Puma. Bravo lor! Sunt foarte apreciate de străini. Da, vorbesc de Europa. Da, exact. Le vindem foarte bine în Europa. Dacia Sandero este cea mai vândută mașină în retail din Europa, adică la clienți privați, ceea ce este un merit, scoatem flotele la o parte. Dusterul domină clasamentul european al SUV-urilor și m-am uitat pe ultima statistică, Radu, mi se pare absolut senzațional să le spunem oamenilor că în luna noiembrie, ca să luăm un reper în toată Uniunea Europeană, Dacia fabricată în, iată, în România și în Maroc, da, în primul rând în România, a depășit la vânzări următoarele mărci de automobile, oameni buni. A vândut mai bine decât Fiat, mai bine decât Citroen, mai bine decât Opel, mai bine decât Kia, mai bine decât Hyundai, mai bine decât Ford și, da, Radu, mai bine decât Skoda. Da, Dacia asta, oameni buni, care era campioană, care era marea campioană. Iată, în noiembrie, Dacia asta fabricată de români în România a ajuns să vândă mai bine decât, v-am spus, atâtea mărci. Sigur că vorbim de mărci care se pot compara, ca așa, dacă luăm, știu eu. Asta este o dată. A doua chestiune care vroiam să le-o spunem, anul ăsta am avut o serie întreagă de puncte, de momente foarte importante care au avut un impact imediat sau vor avea un impact în viitor. În primul rând, trebuie să nu uităm, oameni buni, și o tot spunem aici eu cu Radu, decizia istorică a Parlamentului European de a interzice, de facto, începând cu anul 2035, orice alt tip de automobil decât cele electrice. E lege, aceasta a fost inițiativa Consiliului Europei, se chema, vă spuneam tot noi aici în premieră, la vremea respectivă, Fit for 55, Radu, dacă ții minte că... Se program de fitness, da. Cum le-am noi că de fapt suna fitness, dar nu e.
e într-un fel un fitness al domeniului. Acest program a fost aprobat prin lege, e lege, de către Parlamentul European și a fost validat de Consiliul Europei. Deci suntem în situația în care cine și închipuie că noi o să jonglăm stânga-dreapta, da, jonglăm stânga-dreapta cât se poate, dar e cu timp limitat. Asta este o chestiune. A doua chestiune care mi s-a părut extrem de importantă este că anul ăsta n-am avut salonul de la Geneva, deloc. Aici e o situație care ține de niște scandaluri internaționale, despre care poate vom vorbi la un moment dat, pentru rolul nostru nu este să alimentăm scandalurile, ci doar să spunem oamenilor adevărul. Dar da, s-a mutat la Doha, asta este, râdeam mai de mult cu Radu, noaptea minții, să vorbești de salonul internațional de la Geneva, va avea loc la Doha. Adică sună totul aiurea, e o aiureală în termeni. Dar în lumea de astăzi, iată că se dacă poate vrem, orice... facem din nou analogia cu fotbalul. Exact. Campionatul mondial de fotbal, unde? În Qatar. Da, da, acolo a făcut sens. Nu e ca și cum campionatul mondial puțin din Franța are loc în Qatar. Că asta și asta e adevărat, dar cine s-ar fi așteptat totuși? În schimb, salonul auto de la Paris a avut loc. A fost un salon reușit. El va avea loc peste 2 ani, deci este decizia luată. La anul vom avea salonul auto de la München, deci este decizie luată. În schimb, nu vom avea nici la anul salonul auto de la Geneva. E bine să o spunem, pentru că asta înseamnă că marele salon internațional este în continuare de la Geneva, într-o situație foarte delicată. De asemenea, să spunem că la Paris s-a lansat Dacia Manifesto Concept, celebrul concept care nu se va transforma într-un model Dacia, dar se transformă în ceva interesant, pentru că părți din acest concept vor deveni realitate. Să spunem că tot acolo, jurul european Autobest a acordat 2 premii în premieră mondială absolută. Premii de altfel foarte importante, The Future is Here pentru Renault Scenic Vision, de care am vorbit la vremea respectivă, și The Rising Star pentru celebrul, deja celebrul producător vietnamez VinFast, care acum 4 ani, Radu, nici măcar nu exista, ca să nu, că n-auzise nimeni că nu exista. Să spunem că tot anul ăsta am avut câteva competiții importante, cel mai 4x4 automobil în România, la care ai fost și tu membru în juriu, a fost acordat lui Land Rover Defender. Să spunem că mașina anului în România este Renault Megane E-Tech. Să spunem că premiul Autobest Best by Car of Europe este Renault Austral. Pare că este un an spectaculos pentru constructorul european Renault, atât în România cât și în Europa. Să spunem că marele premiu Ecobest, care se acordă celei mai valoroase mașini electrice, a fost câștigat de Hyundai Ioniq 5. Și vreau să vă spun, oameni buni, că reacția producătorului corean este absolut bulversantă. Este un entuziasm. Înțeleg că s-a anunțat la televiziunea națională coreană despre această victorie mondială. Acest premiu, să reamintim, Radu, ascultătorul, este acordat tot de jurul european Autobest și este cel mai așteptat premiu în domeniul mașinilor electrice la nivel mondial. Aș vrea să salut un lucru care a trecut cumva neobservat, și anume că o companie românească, Bitdefender, a devenit sponsor la scuderia Ferrari în Formula 1. Ceea ce mi se pare, ca român, iarăși, nu putem decât să felicităm oamenii ăștia. Sigur, i-a costat bani, ca să nu cumva să creadă cineva că e o prietenie. Nu, e pe bani. Dar e mare lucru bani, că o companie, bani, o companie născută în România, corect, care, iată, poate să ajungă sponsor în Formula 1. Vreau să ne amintim că în această perioadă de sfârșit de an, mai exact pe 8 noiembrie, a fost semnat acel contract cadru între Renault și Geely, care are ca impact trecerea tuturor operațiunilor mecanice și a motoarelor, inclusiv cele hibride și plug-in hybrid, într-o nouă societate mixtă între Geely și Renault. Deci o parte din ceea ce se întâmplă astăzi la Dacia va intra în subordinea unei alte entități care are ca și sarcină, în ghilimele, să ajungă operațional la mijlocul anului viitor. Să amintim că Ford România a trecut în proprietatea lui Ford Otosan. Uite, vezi câte lucruri s-au întâmplat. Fost un an agitat, într-adevăr. Și sigur că da, poate nu uităm să zicem și de Tesla, că Tesla și-a dat în sfârșit arama pe față și s-a apucat să fabrice mașini și în Europa. Chiar dacă în momentul ăsta Elon Musk are cu totul și cu totul alte probleme, dar în fine, nu ăsta este subiectul nostru. Și 2-3 cuvinte, Radu, și închidem cu prognoza pe anul viitor. Se lucrează la această prognoză. Eu doar pot să spun în momentul de față, ca să nu divulg toate lucrurile, câteva elemente. Este foarte, foarte probabil, oameni buni, ca la anul să avem o piață de automobile electrice undeva între 17.000 și 21.000, ceea ce înseamnă că se vor dubla
foarte probabil din nou. Deci România are o creștere de dublare de la an la an și acum nu mai suntem la matematica numerelor mici, Radu, nu am avut 100 de bucăți, facem 200. Acum avem 10.000 și o să facem, iată, între 17.000 și 21.000 de unități, ceea ce este spectaculos. De asemenea, o altă componentă a prognozei care mi se pare, oameni buni, spectaculoasă, pentru prima dată în istoria României, mașinile electrice vor depăși mașinile hibride, ceea ce demonstrează că românii, repet, românii ăștia care suntem, ca să mă exprim a la Dragoș Pătraru, ei bine, românii ăștia care suntem, se pare că am înțeles și viteza cu care ne dorim mașini electrice este mai mare decât viteza cu care mașini hibride și o altă prognoză este că plug-in hybrid-ul deja și în România va intra ușor, ușor într-un cont de umbră, deci nu va mai înregistra creșteri spectaculoase. Vor fi niște creșteri de vânzare, dar nu spectaculoase. Și n-are rost să mai vorbim de diesel, care dieselul va fi depășit de toată lumea. Adică dacă până și mașinile electrice vor depăși curând dieselul, deci este clar că dieselul va dispare. Ca să glumim puțin, vine și cablul acela electric între Georgia și România și uite, poate contribuie și el la... Da, interesant că oamenii, cel puțin astea sunt prognozele, nu par atât de speriați încât să zică nu mai vreau mașină electrică. Sigur că sunt oameni care spun asta și își fac oamenii socoteli. Păi și e și normal, că dacă te uiți în jur la toate problemele cu energia din anul ăsta, e normal să-ți pui niște probleme. Cu toate astea, în continuare, mașina electrică continuă să fie cel mai dorit tip de automobil. Îți mulțumesc, Dan, pentru colaborarea din acest sezon. Ne vom reîntâlni la anul 2023 și sper să adunăm din nou vești bune din industrie. Anul ăsta prezentat a fost foarte bun. La final de 2023. A fost foarte bun, deși a început groaznic, dacă stăm să ne aducem aminte. Am scăpat de pandemie și în sfârșit am dat de alte crize. Și am dat de război, da. Mulțumesc, Dan Vardie. Sărbători fericite și la fel și ție, Radu, la fel și voi, European FM. Ne reauzim cu bine, sănătoși și la minte și la trup, dacă pot să zic așa, și în trafic, dacă puteți să rămâneți sănătoși cam și greu, la minte da. Și la trup, ca să spun iarăși. Să ne auzim cu bine la anul. Până atunci, un Crăciun fericit și din partea mea și un la mulți ani să dea Dumnezeu nouă tuturor românilor să avem mai multă minte, mai multă înțelepciune și să alegem cu mai multă grijă în viitor. Cea mai bună varietate. What's up, guys? This is Bruno Mars. I'm your biggest.